De 2 ani trăim înconjurați de suferință. Am ieșit din pandemie și ne-am trezit cu războiul la graniță. Specialiștii ne învață cum ar trebui să gestionăm acest stres prelungit pentru a nu deveni anxioși, depresivi și iraționali. Specialiștii ne recomandă să încercăm să trăim normal, fără să ne schimbăm foarte mult rutina de viață, dar cu grijă și cu îngrijorare rațională la situațiile de stres cu care ne confruntăm, pandemia și războiul la granița României. Sunt aceleași măsuri ca la începutul pandemiei, respectiv anxietatea, depresia, care sunt bolile ce s-au decompensat sau chiar au debutat în timpul pandemiei. Vorbim aici despre pacienți noi și despre pacienți care erau deja diagnosticați cu tulburări psihice, la care pandemia le-a dat o agravare a acestor tulburări psihice și a necesitat reevaluarea schemei terapeutice plus psihoterapie. Al doilea subiect, s-a terminat pandemia și a început acest război la vecinii noștri, care, vrem nu vrem, a influențat poporul român. În această perioadă, pe fondul ultimelor incidente dintre Ucraina și Rusia, oamenii sunt tot mai agitați și se prezintă tot mai mult în urgențele Institutului de Psihiatrie Socola cu stări de panică. Cei mai predispuși sunt bărbații. Predispuși sunt vârstnicii, predispuși sunt și adolescenții și tinerii, pentru că bărbați în principal, pentru că se așteaptă să fie chemați oricând să se înroleze dacă este nevoie. Toate știrile care apar și toate informațiile sunt corelate uneori nu tocmai concordant cu realitatea de către indivizi, pentru că este acest stres și această panică generală, și vorbim de panică și am schimbat subiectul. Panică era la COVID pentru că nu știam ce se întâmplă în această boală infecțioasă. Panică este acum în alt context și în contextul în care sunt refugiații care au venit în România și au încercat să-i ajute. Și atunci intervine și latura emoțională și latura umană, empatică a fiecăruia. Suntem impresionați de aceste cazuri, iar riscul de a face atac de panică, de a dezvolta anxietate, de a dezvolta tulburări de somn și chiar simptome interpretative, ducându-se până la psihotice, este foarte mare. Medicii psihiatri spun că în această perioadă este important să recunoaștem situația complicată în care ne aflăm, să nu o negăm și să pretindem că ea nu există. Cei care sunt deja diagnosticați și au tratament știu că își sună medicul curant psihiatru și sau psihoterapeutul sau medicul de familie. Cei care nu au mai experimentat atacuri de panică până acum sau frecvența atacurilor de panică a crescut, le recomandăm să meargă în primul rând la medicul de familie pentru a fi trimiși către psihiatru sau psiholog. Pentru a trece mai ușor peste astfel de situații, suportul social este unul important. Să nu stea acasă sau să nu ia niciun fel de atitudine contra acestor atacuri de panică, pentru că riscul este de generalizare. Generalizarea duce la o tulburare anxioasă generalizată, se poate atașa cu tulburări de somn, simptome depresive și se agravează. Adică de la un simplu simptom sau o simplă tulburare care poate fi tratabilă și vindecabilă, se poate ajunge la o boală recurentă, chiar cronică, care necesită o schemă terapeutică mai voluminoasă, mai cu doze mai mari și o necesitate de a urma tratamentul o perioadă mai lungă de timp. Grija pentru bunăstarea noastră în momente de acest fel poate ajuta la reducerea stresului și este crucială pentru a ne permite să adoptăm în continuare acțiuni calme și eficiente în mijlocul acestei crize globale.